Salutare băi și o sucație, bine v-am regăsit la un episod de Fame, suntem aici pe Fletien, te puteți vedea și în acest episod băi și o să vreau să mergem pe Cayo Perico. Mă scuzați domnul polițiști. O să vreau să mergem pe Cayo Perico. Bă, da, motorul ăsta foarte rapid, adică mega rapid. În ce să zic? O să vreau să mergem pe Cayo Perico, dar înainte să mergem pe Cayo Perico, o să vreau să ne oprim să vedem dacă putem să ne luăm și noi un smartwatch, un Apple Watch mai exact, să-l avem și noi, căci că pot ține hudul în permanență activ și asta chiar nu-mi surâd de ideea, sincer să fiu cu voi. Și gen, chiar mi-ar plăcea, n-am de ce să zic. Vehicul închis. Avem și chiar pe așa puțin. Puțin, pardon. Vedem? Asta e pentru a vedea produsele. Stație radio, backstock, laptop stock. Salut, te deranjez. Nu, spune. Dacă te rog, nu mă duci până la o bancă. N-am banchești la mine și păi n-am cred mașină. Că nu poți să scoți aici la bancomat, te duc dacă e. Ia vezi, poți să scoți aici la bancomat? Scuze, n-am văzut. Auzi, tu ai de unde îmi cumpăr și eu un Apple Watch, un smartwatch, ceva? Nu știu, sunt nou și eu și... Da. Am înțeles, ok, mersi. Ok. Băi, băi, unde cumpăr și un smartwatch de pălat contul ăsta? Backstock, carcasă metalică, telefon, stație radio. Așa. Poftim? Urcă sus, că te las eu să te speli. Asta e așa. Bun. Mamă. Da, puți, nu te încurci. Poftim? Zic, puți, nu te încurci. Da. Ok. Este așa să lăsăm băiatul ăsta să se spele. Pui jos pe acolo, pe la scări, te speli. Da, da, stai doar o secundă, te rog. Ia uite-l pe ăsta. Păi spune repede că mă grăbesc. Nu, e ok, ține-i înapoi, ține-i înapoi. Nu. Okay, mersi frumos. Cu plăcere. Nu voiam să iau bani, că nu voiam să iau bani. Ok. Ia așa, hai să mergem pe Cayo Perico. Să vedem dacă să mergem pe Cayo Perico. Următoarea chestie o să vreau să fie o barcă. Așa. Vedeți-l pus aici. Nene! Da, zi. Vino puțin aici să ne blocăm traficul. Câți ai câștigă la urgent ca Argus? 2000 pe cursă. 2000 pe cursă și cam cât durează o cursă aproximativ? 15 minute. Bine, mersi colegul, salut. Salut. Spor la muncă. Ok. Bă, cred că pe aici trebuie să o luăm, nu? Nu. Ba, hai ca putem sa nu si pe aici. Bun. Hai sa vedem. Gata boys, am revenit, am primit revive, dar cred ca, nu stiu ce s-a întâmplat, ca m-am pus puțin apera în bară, să mă uit puțin pe regulament. Pentru că unele chestii încă nu le știu și am zis să mă uit să văd despre ce vorba aici în Cayo Perico. Dar tot se aud foarte multe gloanțe, sincer să fiu cu voi, și ceea ce mă cam sperie, ca să zic așa. Și o să vreau să mergem acum să ne lăsăm 5300 de bănuți în bancă. Pentru că ok. Bun. Deci o să vreau să șterg, pardon, să mergem să luăm ceva de mâncare, să luăm apă la noi.
Pentru că, sincer, chiar nu știu ce e acolo și chiar nu vreau să pățim ceva. Bine, sper să nu murim, de aceea o să nu las absolut toți banii la... Sunt foarte curios, ceea ce chiar sunt mega, mega curios, cam cât este... Ok. Ce-ai făcut-o? Mamă, ce e aici? Ok. Bun. Vehiculul închis. Să mai repede de mâncălegurii. Să cu repede la casa, la casa. Cred că asta a fost, sincer, motivul principal pentru care... pentru a vedea... Turse de reparații, nu. Furtun de la spară, nu. Bandaj mare, nu. Elastic mare. Mâncare, nu? Băuturi. Magazin. Știu că la fructele, fructele parcă ne dau de amândouă, dar lăs că ne luăm... Fanta așa, cafea, limonadă, ne luăm Sprite, 4 Sprite și, ia uite-l bă nene, bă, așa, gustări, gata, ne-am luat toate băuturile, toate mâncările, am mâncat, hai să băgăm și un Sprite-ulescu, ce vreau să văd? Dacă la porbag... Cât de mare e porbagajul ăla? Mamă, 2 kg. Puteți să ne luăm să... Wow. Am dat o stație radio. Ok, pune și canistra aici. Vreau să mai folosesc o gogoașă. Mai beau și un Sprite. Mai spune 5 secunde. Ok. Mi-e vedea că nu pot să pun mai multe, sincer. E destul de enervant, dar na. Ok, am pus și telefonul acolo, hai să mai băgăm un Sprite, folosește? Și să-i dăm... Partul să ne oprim și la un... Să ne oprim și la un bancomat, sincer, să fiu cu voi, boys. Boys, m-am gândit mai bine și n-are niciun rost, deci m-am gândit eu acum, așa n-are absolut niciun... Mâncați-a sufletul tău. N-are niciun sens să lăsăm bani, poate ni se cer bani. O să venim doar până acolo și posibil după ori să ne întoarcem. Mamă, dar motorul ăsta v-am zis. Bun rău de tot, deci n-am ce să-i BMW-ul ăsta, e bine. Deci e bine, bine BMW-ul ăsta. Am luat-o puțin pe contrasens, dar știu că n-am făcut ceea ce e corect, dar păi iar ajungem să acolo și mi-a să-mi mori, are să încerc să fiu cu voi. Bine, aici, da, e doar un sens unic aici, adică îmi pare ciudățea. Încerc să fiu cu voi. Deci, hai să mă iau să intrăm. Ok. Mai dau eu una. Bun. Vedem. Bun. Am înțeles, de câte am înțeles eu pe aici să ajunge la care e Perico. Dar nu de ce. Doar din partea de la școala de avioane. Cred că de aici oare? Vedem. Deci chiar vreau să ajungem pe care e Perico să vedem. Bun. Dați 2 secunde să nu vă lovesc. Hai să vedem. Intru pe aici? Dar dacă intru pe aici, unde ajung? Pot să ajung în fața acolo? Chiar sunt mega curios. Dacă... Vede că n-am dat băniții, adică ne-am folosit. Ok. Flavius pilotul. Păi Flaviuse. Ok, aici văd că e mașina.
dar nu pleacă nimeni. Ha, așteptăm, boys, o să așteptăm aici până vedem, poate pleacă cineva. Mi-a venit un pilot, boys. Să trăiți? A, salut. Mai faceți și altă cursă? Nu, mă retrag, am puțin atât. Sigur, mulțumesc. Să trăiți. Nu mai fac. Bă, boys, tot așteptăm așteptăși aici și văd că nu mai vine nimeni să plece nimeni cu un avion, cu ceva, adică... Aș vrea și eu să mergem să ne luăm un avion, ceva, adică... Să mergem până pe aici, până, uite, pe insula asta aici. Ce mai este așa? Waypoint, pardon. Suntem așa. Turn, ce turnuri sunt astea, mă? Toate locațiile sunt aici, plantație marihuana. What the fuck, plantație cocaină, unul din... What the fuck? Plantație tutun. Mamă. Nebunie aici, cred. Mamă, cred că e nebunie, sincer să fiu cu voi. Mă revenim după ce mai așteptăm aici, dacă nu... Băi, s-a mai venit un pilot, ia să vedem dacă ne ia și pe noi cu el. Bine. Bună seara. Bună seara. Dumneavoastră mai mergeți în cursă? Da, da. Pot veni și eu cu dumneavoastră? Ca însoțitor? Sau îmi puteți spune cum se procedează? Ia să vedem. Da, da, stai așa un pic. Sigur, mulțumesc. Voi să mergem cu avionul? Mergem cu avionul, boys! Uhu! Mamă! Cât de tare e! Chiar de grup! Ce-am făcut pilotul ăsta? Cred că e bet. Nu știu ce-am făcut, nu mă întreba. Sunteți destul de vechi în raș, bănuiesc. Da, da, am din greșeală. Vrei să încerci să cobor eu, poate, de aceea? Nu. Așa. Poți urca. Ia să vedem. Cu spatele? Nu știu. Ah, oare aici trebuie să intre? What the fuck? Mamă! Asta foarte tare. Revenim când ajungem pe... Când decolăm, de fapt. Voi, suntem pregătiți de decolare. Decolez Los Santos. Ce tare. Ok. Bun. Bun. Haide, și ne luăm zborul. Ne-am luat zborul, băi. Foarte tare. Și mergem către... Mergem către Caio. Până la 2000 de metri, pardon. Mamă, ce turbulențe avem. Da, da, se vede.
Bă, boys, poate ne prăbușește ăsta cu turbulențele lui pe aici, bă. Bă. Poate ne prăbușește cu turbulențele astea cu tot. Mamă. Mamă, mamă, mamă. Aterizez, Caio. Băi, să aterizăm, se pare că aterizăm pe Caio Perico. Caio Perico, cred că este mapa aia de la... Mamă. Caio Perico, cred că e mapa aia din update-ul ăla cu mafii, cu asta din GTA. What the fuck, și-am ajuns pe Caio Perico. Rămâneți aici sau veniți mai acolo? Dumneavoastră mai faceți vreo cursă? Da. Vin cu cealaltă cursă, e ok? Da, da. Mulțumesc frumos. E așa să parcă e aici, stație. Sigur. Stație? Mulțumesc să trăiți. Mulțumesc să trăiți. Mamă, băi, s-am ajuns pe Caio Perico. Mamă, am niște emoții. Uite-ne. Uite-ne! Ce este, mă? Ena. The fuck? Voi să... Momentan, noi n-avem nicio mașină, n-avem nimic. Păi, pe aici. Gătinde? Ai, nu, what the fuck? Mamă. Pizzerie. What? Păi ești nebun. Ce ai zis? M-am cumat. Păi ești nebun la cap. What? Păi să nu știu ce prea putem să facem. Eu să mai mă uit puțin pe regulament și revenim imediat. Bă, uite, m-am plimbat și eu puțin pe aici, dar nu știu așa pe unde să merg, sincer. Iau pe jos așa de nebun? Nu vine. Trebuie să fiu cu voi. Mamă. Bă, boys, n-am plecat nicăieri pentru că mi-e frică să nu ne omoare, sincer, să fiu cu voi. Și mai stăm pe aici, dar supunem capăt aici episodul. Eu intrați să dați și voi un like, un share și un subscribe, pentru că m-a luat extrem, extrem mult bani prima oară pe Caio Perico și acum nu prea știu ce să facem. Aș vrea să iau așa pe jos, dar nu-i frică că o să ne omoare ăștia. Acum chiar n-am nicio idee. Revenim la un următor episod.